cum se fac un set de legi evolutive care să mă ajută să evoluez, să fiu cel care apără legea. Pe ce mai important? Să apăr articolul 27 sau să creez un articol care să mă ajute să evoluăm împreună? Și eu nu-i banal de spus chestia asta. Dar asta presupune deja toată pălăria albă de știut că există universități care se studiază. Mă voi opri pe moment aici, o să caut o revistă, că acum am găsit o revistă foarte interesantă de, în care v-aș cita cam, de fapt, cel preocupat pe unul din înaintașii noștri acum puțin timp și cred că are legătură cu exact discuția respectivă. O să... Te rog frumos. Da? Aș vrea și eu să adăug câteva elemente la pălăria albă, care se leagă și de ce a spus Bruno, și de ce a spus Florin, și de ce a spus Șerban. Și anume, să încerc să și scriu în același timp, dar să nu fiu la fel de coerent făcând două lucruri deodată. Un aspect care cred eu că merită avut în vedere este faptul că nu numai că în ultimii 50 de ani s-a schimbat societatea, dar și în ultimii 10 ani s-a mai schimbat odată societatea. Și dacă ne gândim la ce s-a schimbat în ultimii 10, 15, 20 de ani, depinde de unde vrei să vezi începutul acestei schimbări, s-a schimbat modul în care comunicăm. Și faptul că interacționăm, relaționăm în rețele de transfer informațional la un ritm și debit pe care acum 20 de ani nu puteam să-l visăm, probabil. Da? Există o teorie care arată că suntem la 7 hopuri distanță de orice persoană de pe Pământ. Practic, al 7-lea cunoscut de cunoscut de cunoscut poate fi oricine de pe Pământ. Și cu Facebook, Aron mi-a adus aminte de acum, că tot de la el aflasem și asta vreau să spun, numărul acesta a scăzut la 4,7. Și probabil că și numărul ăsta deja a scăzut și mai. Cu alte cuvinte, putem comunica între noi cu o viteză mult mai mare, cu un debit mult mai mare și cu o paletă de oameni mult mai largă. Și asta ar fi un aspect. Al doilea aspect ar fi, apropo de ce spunea Andy la început, ce e politicul și faptul că politicul este arta, știința, combinația de artă și știință de a duce cetatea spre mai bine, cred că modul în care se putea întâmpla chestia asta până când viteza noastră de comunicație a crescut atât de mult, era un singur. Prin reprezentanți. N-aveam cum, pentru că multă lume trebuia să sape, să apere, să păzească, să lupte, să așa, deci puțini aveau timpul și răgazul să se gândească la cum să conduce moștea. Din fericire, sau din nefericire pentru unii, eu cred că din fericire, faptul că productivitatea umană a crescut atât de mult, faptul că pretențiile și emanciparea umană au crescut atât de mult, ne-au adus pe mai mulți, și nu mă refer aici de 1-2, ci în masă, ne-au adus pe mai mulți din societate, în poziția de a ne gândi mai mult la despre cum se conduce societatea. Și faptul că mai multe entități umane pot gândi chestia asta, cred că, și în coroborare cu faptul că și se poate comunica, cred că asta este, de fapt, sunt două ingrediente esențiale pentru o invenție adevărată socială. Și vorbesc aici de o invenție care să schimbe sistemul în sine. Ideea de a conduce prin reprezentanți s-ar putea să nu mai fie la fel de actual în condițiile date. Nu știu dacă e corectă sau nu. Vocile din stradă, de la universitate, au spus că nu mai vor clasă politică, unii dintre ei. Aduc aminte acum câțiva ani pe insulă, când am fost la prima oară pe insulă, la o dezbatere și în momentul în care am ridicat ideea asta într-o altă formă, poate puțin mai vehementă, cei care conduceau sesiunea respectivă mi-au spus că sunt terorist. După care mi-am împăcat și am ajuns la o concluzie că eu nu vreau să puși pe nimeni, de fapt. Eu încercam să explic doar că clasa politică, din perspectiva asta, a faptului că putem comunica mai ușor, 1, 2, avem mai mulți oameni timp să gândim despre politică, să spunem, pot crea premisele pentru a schimba sistemul și că poate clasa politică, așa cum o vedem și o cunoaștem și o definim astăzi, s-ar putea să nu mai fie necesară. Nu că oamenii nu mai sunt necesari.
oamenii politici de astăzi pot fi și parte dintr-o nouă formă de politică pe care ar putea să o genereze la astfel de situații. Deocamdată am putut să puntez, cumva am ieșit din pălăria albă și eu cunosc, dar am putut să puntez aceste două lucruri. Unu, avem timp mai mult să conducem și avem mijloace de a comunica și de a ne sfătui și de a interrelaționa mult mai puternice decât vreodată a avut omenirea în istorie. Și chestia asta, două, cred că sunt doi buguri, cumva relaționând și la mesajul pe care l-am auzit la un moment dat dinspre universitate, dinspre piață, că nu mai vrem clasă politică. Nu e conștientizat așa, pentru că modul în care mulțimea o spune sau strada spune, cumva e distorsionat în multe feluri. Și multă lume spune că, de fapt, păi da, nu mai vreți clasa aia politică, că ați devenit voi clasa politică. Au fost și voci de astea și n-am stat să mă uit foarte mult la televiziune, dar așa, trecând pe lângă televizor din când în când, am văzut inclusiv mesaje de genul ăsta, nu mai știu la ce post, în care erau invitați din stradă și oameni, să spunem, mai mult sau mai puțin recunoscuți de toate părțile, dar oameni care aveau o anumită cultură politică și care cumva îi luau peste picior, peste tinerii veniți din piață, pentru că, într-adevăr, mesajele lor păreau probabil puțin puierile pentru cineva care a stat și s-a gândit puțin mai mult la politic, chiar dacă n-a făcut-o sau doar a comentat. Ai ales mai chestia. Deci viteza de comunicare crescută și timp crescut pentru gândire politică. Și emancipare. Asta sunt premisele tot de pălării albă, că știm astea, le simțim și după aceea eventual vom putea gândi și tricota cu ele într-o gândire creativă, cum am putea să-l folosim pentru invenție socială, ca să genereze eventual ceva. Uitați, o altă problemă de principiu, societatea nu se conduce cu o cunoaștere echivalentă în gândirii newtoniene. N-are cum, pentru că societatea, repet, e viu, e vie. Și uitați ce spunea Spirul Haret, care e totuși e o personalitate la noi, nu? Care a reformat învățământul. Spirul Haret spune așa, mi se pare exact, pentru că parcă a fost materialul ăsta adus acum pentru discuția noastră. Ce program avea el politic pentru restructurarea socială a noastră? Păi spune așa, adâncirea cunoașterii și înțelegerii legilor mecanicii sociale. Revoluția socială nu răspunde după părerea noastră. Mișcarea bancului de pești, de așa numită inteligență Swarm, nu e deductibilă în analiza statistică a unui pește sau unui grup de pești. Deci sunt lucruri ceva. Deci e o mecanică socială. El sugerează nevoia, după care acum este rezolvat, știința complexității asta a generat unelte speciale pentru a studia, într-un fel sau altul, dinamica organismului social evolutiv, coevolutiv, cu mediul, pe diferitele structuri, o să vedeți imediat. Ce mai spune? O instrucție și educație civică lărgită. Deci cum să că nu facem mai mare parte dacă facem sex sau nu la școală? Într-o perioadă aberantă, cu niște probleme la fel de aberante, cu dacă introducem sau nu religia în școli, o să aducem supraviețuirea și exerciții de supraviețuire, de, să spun, de ajutor în, ăsta, în caz de prim ajutor. Deci alea sunt lucruri de vitale, de mod de comportament social. Asta e nevoie, dar noi nu le facem, dar ne batem și ne împărțim în două tapere și unii pro și contra și voiește internetul într-un A și non-A. Câteva mai e problema. Ci problema este cum de devenim cetățeni, ca să devenim responsabili și eventual ansamblul general să se mute cu media puțin mai încolo, că așa cum este media centrată, este cea că o vedem în afară, nu în afara noastră. O vedem pe televizor, noi ne vedem pe televizor, prin reprezentanții noștri. Atragerea indivizilor reali, a grupurilor sociale, la o activitate socială constructivă. Pe noi vorbim Science with and for Society, dar tatim, dar nu interesează pe nimeni, nici pe chiar cei care suntem foarte activi. Trebuie să faci școală atrăgând grupurile care să rezolvă niște probleme reale. Nu faci școală abstractă, chiar la casa întâia. Poți să faci fizica într-o formă foarte instructivă, utilizând și încât într-un lucru concret. Intervenția activă a factorilor economici, intelectual și moral care reprezentau forțe generative ale dinamicii sociale. Nu oricine e forță generativă. La orice mecanism, este vorba de un metabolism social. Există anabolic și catabolic. E o competiție între construcție și distrucție. Un echilibru dinamic este o homeostazie a corpului social. Cred cu totul altceva. Într-o diviziune a muncii fără precedent, o mie de diviziune, ne înțelegem într-un limbaj. Dar fiecare repetenția, deja din cauza comunicării și a informației, cred că se pricepe.
Dar suntem cu toții analfabet funcțional, din punctul meu de vedere definit. Deci, cu alte cuvinte, avem mai păreri, opinii, în niște formatori, dar nu avem încă capacitatea de integrare, e nevoie de o meserie nouă, se numește nexialism, v-am spus că e definit, e deja există institutul de nexialism. Adică acea capacitate de a înțelege problematicile care vin pe o anie foarte largă de spântire, căci din unghiul mic au deși cu meserii, dar numai eventual nemulțumirile, dar n-am înțeles contextul. Și vă spun eu că cu toată ideea mea de diplomație și de încercare de a crea o anumită liniște în bloc, n-am reușit. Deci, cu alte cuvinte, în 10 familii n-am reușit. Deci există o tensiune foarte mare în care fiecare consideră că are dreptate și are și își maximizează cumva raza lui de păsare ca să se extinde în pofida de celuilalt. Este o competiție. E o competiție puternică între el și ea. Nu că puternică, ci între el și ea, care conduce. Că trebuie să fie o armonie și o cooperare între el și ea, nu o contradicție ajungând. Deci e un pattern comportamental care, în suma, creează o incapacitate. A fost bună până acum. Acum nu mai e bună. Trebuie regândită. Zic că avem, în principiu, de meditat. Și oată zice că ar putea să fie un exercițiu foarte interesant. Fiecare să meargă acasă și eventual să vă notați și să puteți să ne trimite și să folosim internetul până a doi data timp și cu, ca și, cum să spun, o dezbatere experimentală dincolo de această întâlnire. Poate unii dintre noastre care dați la cuvântul aveți idei interesante. Dacă nu sunt interesante, le putem dezvolta. Dar trebuie să comunicăm. Puterea rețelei înseamnă pătratul numărului de interacțiuni. Dacă nu e nici interacțiune, nu e rețea. Chiar este definită o nouă stare de agregare, de ghilimele, foarte interesant, într-un univers informațional apare o stare de agregare numită rețea. Păi, te discutați, niște modificări de conceptualizare care să pot să te miști, că are alte proprietăți. Trecem la pălăria verde. Eu aveam și o puțină roșie, dar nu știu acum. Cred că putem spune că am și exprimat și pălăria roșie pe lângă cea albă, da? Ok, bun. Pălăria verde. Idei noi. Propuneri noi sau propuneri pe care le-ați auzit în dezbaterea socială deja, pe care considerați că merită să le punem pe masă și să le rafinăm, să spunem. Aici, în ideea de pălărie verde, se subliniez asta. Vă rog să nu atacați nicio altă idee anterioară. Aveți voie să o declinați, să spuneți, am putea să o facem și mai bun așa, și cel care a venit cu ideea inițială poate să spună de acord și eu aș mă gândesc că putem face și altfel mai bun așa, dar nu ai voie cât porți pălăria verde, cât purtăm cu toții pălăria verde, este inhibată pălăria neagră. Deci nu vom face niciun fel de critică la niciun antevorbitor. Fiecare are dreptul să spună orice vrea, în limita unui timp rezonabil, să spunem, asta ar fi singura constrângere. Deci atâta vreme cât ideile curg într-un mod generos, aveți microfon. Și dacă aveți de spus? Eu am o întrebare. Am un filmuleț TED despre, nu știu dacă vi l-am trimis, despre democrația în era internetului. E 13 minute, este o argentiniancă pe care o cheamă Mancini, Pia Mancini, dacă te uiți pe TED, și care explică cum a dezvoltat un Democracy Operating System, OS. Îl putem la sfârșit ca element de încheiere. Dacă tot ai afirmat, aduceți aminte că există un salt mare de inteligență, apropo de inteligență și definirea inteligenței în context, inteligență de grup, nu inteligență locală, se numește inteligență SWORM, sau inteligență de tip colectiv, de tip AHEM, care e cu totul altceva. Inteligența SWORM este inteligența aparentă a interacțiunii deci apariția spontană în relații de ordine, ceva inteligentă, dar de fapt sunt numai interacțiunea dintre albine, sau interacțiunea dintre furnici. Aia e inteligență SWORM, care se aplică, nu poți avea deja aplicații extraordinare. Și inteligență de grup, în care omul este element, parte compoziție celor din grup, care e alt tip de inteligență. Deci sunt mai multe niveluri de inteligență și merită discutată. Dăm drumul la pălăria verde. Eu să mă refer la... Și am să încerc să fiu... să adaug ceva, ce se știe până acum, la loc de consultanța politică.
Constanța Politică de obicei s-a făcut în jurul unor specialiști experți în anumite domenii, câmpuri ale cunoașterii al activității politice, nu numai suficient, doar la o consultanță de tip specialist expert, nu mai suficient. Am nevoie neapărat de un alt tip de consultant, se numesc consultantul despre viitorul care va să vină, deci care se privească anticipativ, să vină din viitor cu o cunoaștere exercit de foresight, de exemplu. Și bineînțeles că am nevoie, dincolo de așa ceva, între discuțiile între, zicem, expertul și un anticipativ foresight și un înțelept care să poată să armonizeze. Se zice, asta, zicem, va fi o primă care mi se pare consultația politică foarte importantă, măsura în care complexitatea foarte mare a societății, a civilizației actuale are nevoie omul politic de consultanță. Și în funcție de consultanța care e oferită, poate la un moment dat să ia mai bună. O decizie mai bună sau mai bună. Și mai bună. Dacă tot aveți microfon? V-aș propune, nu se mână avea întâmplător. V-aș propune ca să luăm în considerație faptul că realitatea se accelerează. Că proporția maselor puse în discuție, mase de materie, de sisteme, a crescut fantastic. În momentul ăsta trebuie să schimbăm abordarea problemei. Este nevoie de management, de conducere în timp real, bazat pe niște date pe care le culegi în realitate, le stochezi, le prelucrezi și vin în mâna pilotului care de la trotinet a trecut la supersonic și ia decizia, nu într-un sistem deliberativ, inerțial, consumator de timp, ci ajustează la nivel operațional, conform cu modificarea incrementală a schimbării realității. Gândirea tactică și strategică poate să ajungă în vechiul concept al politicii de dezbatere,